Bună, Denisa, cum este viața de antreprenor? Bună, este activă, este imprevizibilă, deși un antreprenor trebuie să fie calculat și să aibă toți pașii pregătiți, este și foarte mult last minute. E multă, multă, multă adrenalină, dar e calea pe care eu am ales-o de câțiva ani încoace și care mă împlinește și care mă bucură. De puțină vreme ați intrat și pe piața imobiliară, pe lângă piața cosmeticelor. Cum e partea asta? Cine se pricepe mai bine, tu sau Mircea? La imobiliare, el se pricepe mult mai bine, așa cum la parfumuri și creme mă pricep mai bine eu, dar este un domeniu pe care l-am descoperit împreună ca investitori în prima fază. Asta acum 2 ani, 3 ani aproape, în 2019. Cumva dintr-o glumă, pentru că noi mergeam foarte des în Dubai, nouă ne place Dubaiul foarte mult și la un moment dat ne-am întrebat oare cât ar costa un apartament aici. O întrebare retorică pentru noi, că noi oricum credeam că nu ne-am putea permite să ne cumpărăm la momentul ăla, dar am descoperit, așa, vrând să testăm pentru noi, am descoperit proiecte extrem de avantajoase, prețuri mai mici decât ne imaginam noi și ceea ce ne-a atras cel mai tare, posibilitatea de a plăti în rate, cu rate direct la dezvoltatori, cu planuri de plată pe 5 ani de zile. Am luat noi la momentul acela, inclusiv după rate după preluarea cheilor, ceea ce din start îți amortizează o valoare destul de mare din suma totală a proprietății, pentru că amortizezi o parte din bani cu banii pe care obții din închiriere. V-ați mutat între timp în apartamentul visurilor voastre? Nu ne-am mutat, pentru că proiectele în care noi am investit încă nu sunt gata toate. Două dintre ele sunt gata, dar nu ne vom muta în ele, ci practic scopul pentru care noi l-am cumpărat este acela de a le face să producă, de a avea venit pasiv din ele. Adică le închiriați? Da, le vom închiria. Noi stăm cu chirie momentan, dar noi oricum suntem nomazi. Nu avem un loc al nostru. Teoretic din decembrie ne-am mutat acolo, dar stăm și acolo, stăm și în România și călătorim foarte mult prin lume. Ori avem deschideri noi de magazine, ori avem evenimente imobiliare, ori mergem la târguri și atunci nu avem un loc al nostru. Iar scopul investițiilor pe care le-am făcut acolo este să producă și le vom lăsa să producă. Spuneai de două care vor fi gata în curând, restul? Restul sunt în faze de proiect, sunt în faze de construcție. În Dubai pot să cumpăr și proiecte finalizate, dar beneficiez mult mai mult din randamentul aprecierii de capital a investiției pe care ai făcut-o atunci când cumperi în fază de proiect, pentru că accesezi cele mai mici prețuri, valoarea deja crește în timpul producției, până este gata, când este gata crește încă și mai mult și sunt genul de proiecte pentru care noi am optat mai des, dar avem și două proiecte pe care le-am luat fiind... Da, unul dintre ele gata deja și celălalt aproape gata. Și în total câte proprietăți în câte proprietăți ați investit? În destul de multe, să știi, și am investit doar acolo. Dacă ar fi să facem o comparație, casa noastră din România este cu rate la bancă și nu ne-am îndurat să o plătim, pentru că, revenind la viața de antreprenor despre care mă întrebai mai devreme, banii trebuie să circule și banii trebuie să investiți și trebuie să investiți cât mai smart, cât mai înțelept. Iar acum Dubaiul este cu siguranță locul cel mai bun în care să îți investești banii și am preferat să investim acolo totul. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ți-a predat-o Mircea în legătură cu investițiile, cu afacerile? Că investiția nu este cheltuială. Asta e cea mai importantă lecție, pentru că eu când am început să fac business, mi-era foarte teamă de cheltuieli, mi-era teamă să angajez oameni, mi-era teamă să plătesc salarii, pentru că mă gândeam, dar dacă nu o să am să le plătesc salariile, ce o să fac? Și cred că sunt principalele temeri cu care orice antreprenor junior pornește la drum. Și atunci el mi-a explicat și m-am convins ulterior că atunci când ai angajat nu înseamnă cheltuială, ci înseamnă investiție, pentru că ei îți produc cel mai important lucru pentru tine și anume timpul. Atunci când ai oameni care lucrează alături de tine, tu ai mai mult timp să dezvolți, iar timpul este un lucru neprețuit în business. Și la fel cheltuielile, pentru că dacă ai cheltuieli în stocuri,
în marfă, dacă ai cheltuieli în marketing, în reclamă. Toate acestea sunt, de fapt, investiții care ți se întorc și sunt niște bani pe care tu îi aloci într-o direcție, dar se întorc mai mulți înapoi. Se spune că din greșeli înveți. Ce greșeli ai făcut până acum pe partea asta de business, dacă exista vreo investiție care nu a avut efectul scontat? În ceea ce mă privește, nu. Cele mai nefericite investiții, ca să spun așa, ale noastre au fost cele dictate de Mircea, din păcate. Dar a fost, de exemplu, în timpul pandemiei o investiție într-o linie de producție de măști. Și în măști am cumpărat inclusiv măști gata făcute, plus această linie completă care a costat destul de mult la vremea aceea. Și ne-am dat ulterior seama că nu este domeniul nostru, că nu ne pricepem, că nu ne place. Aruncam unul pe celălalt, eu aveam business-ul meu și nu aveam tragere de inimă să mă ocup de măști, el la fel. Și am învățat atunci că nu trebuie să cauți întotdeauna trendurile. Și că ce funcționează pentru alții e foarte posibil să nu funcționeze și pentru tine. Și că trebuie să faci ceea ce îți place și lucruri la care să te pricepi cât de cât. Nu lucruri noi care poate funcționează la tine, dar la alții nu. În schimb, este absolut normal să ai și astfel de afaceri sau încercări de eșuate de a investi, pentru că dacă am ști dinainte ce afacere va funcționa și care nu, atunci am fi multimilionar cu toții. Este normal să avem și decizii bune și decizii mai puțin bune. Învățăm din toate. Iar experiența e, știi cum se spune, sometimes you win, sometimes you learn. Noi de data asta am învățat. Iar o altă lecție foarte importantă pentru mine în business e aceea de a nu mai face micromanagement. Pentru că a fost ceva ce e ceva ce ține business-ul pe loc și pe tine te consumă foarte mult într-un mod total destructiv și nefericit, ca să spun așa. Tu și Mircea faceți echipă imbatabilă pe plan profesional, dar timp pentru voi ca și familie mai aveți timp? Da, avem, să știi. Avem, pentru că ne ajută foarte mult faptul că suntem tot timpul împreună. Călătorim împreună, ne așezăm proiectele în așa fel încât să ne putem ocupa de toate, dar să fim și împreună. De exemplu, deschidem magazin în Copenhaga, am făcut eveniment imobiliar în Copenhaga. Avem eveniment în Bruxelles, am făcut eveniment imobiliar în Bruxelles. Și atunci ne urmăm așa unul pe celălalt și ne susținem unul pe celălalt. Și da, în fiecare dimineață ne trezim împreună, în fiecare seară adormim împreună și povestim despre lucrurile pe care le avem de făcut, care ne unesc mai mult, cred. Adică nu simt că sunt destructive, ci din contră simt că ne apropie mai mult. Avem scopuri comune și cred că asta e esențial într-o familie. Dar mă gândesc că există la un moment dat, pe fond de oboseală, de stres și discuții în contradictoriu. Cum gestionați respectivele situații? Da, absolut există și e normal ca de foarte multe ori să avem păreri diferite și de obicei fiecare își argumentează părerea. Eu sunt o persoană foarte calmă, sunt și foarte diplomată, nu sunt o persoană conflictuală. Am momentele mele în care mă aprind, dar sunt mai rare decât cele în care și dacă se iscă un conflict, nu-l las să escaladeze. Mircea este mai temperamental decât mine, dar cred că e important să facem cu schimbul cumva și ne simțim unul pe celălalt. Și când unul dintre noi se enervează, celălalt întotdeauna calmează. Și ce ni se întâmplă foarte des este că dacă ne enervăm să începem să râdem sau să ne dăm seama că de fapt e o prostie și practic nu avem cum să ne certăm. Putem să discutăm în contradictoriu, putem să ne enervăm, putem să ne supărăm, dar nu ne certăm la modul de, nu știu, a nu mai vorbi unul cu celălalt. Pentru că până la urmă suntem familie și nu ai cum să te cerți până la punctul ăla.